Mi se pare cel mai minunat mod de a începe un clip, cu picioarele în aer, cu niște botoși cu ghiare, așa declarativ, ca să știm de la ce plecăm, să nu cumva să credeți că mă dezic de la dulcele stil clasic. Altfel, mă vedeți, machiaj, păr, roche, broșă, bijuterii, o nebunie, după care... Simțeam nevoia, dar de acum nu vă mai oripilez, promit. Simțeam însă nevoia să vă arăt, ca să știți cu ce lucrăm. Motivul pentru care stau totuși cu ăștia în picioare și cu pijamalele este frigul. Căci în momentul în care încep să vorbesc cu voi, atunci când filmez, opresc orice urmă de sunet în casa asta. Însemnând că dau pisicile afară de aici de unde filmez și opresc centrala cu totul. Iar centrala este chiar în camera asta și de regulă face un zgomot foarte mare, astfel încât o opresc complet atunci când filmez. Și totuși, ca să nu deger... chiar nu vă mai arăt de data asta. M-am gândit pentru clipul de astăzi să stăm de vorbă. Știu că vă plac unora, unei mari părți chiar, vă plac și clipurile astea în care pălăvrăgesc și vă spun eu așa din lucrurile care îmi plac, care mă inspiră și încerc cumva să vă insuflu și vouă inspirația asta. Iar clipul de astăzi eu așa l-am gândit ca fiind unul extrem de inspirațional, dacă este să mă folosesc de cuvântul ăsta care din câte știu eu nu există în limba română, dar pe care cred că îl înțelegeți mai ușor în felul ăsta. Adică un clip care să vă inspire 100%. Și mi-a venit ideea cu acest clip datorită unor experiențe foarte faine și intense pentru mine, trăite săptămâna asta ce tocmai a trecut. Mai exact, am avut o întâlnire și am mers la un film. Despre film poate știți, căci am pus ceva pe Instagram Stories și vă spuneam eu acolo că am fost și am văzut Bohemian Rhapsody. Filmul lansat undeva la începutul lunii noiembrie, care descrie, printre altele, istoricul formației Queen. Și filmul a fost unul extrem de emoționant pentru mine, l-am trăit cu o intensitate incredibilă, mă bușeau lacrimile în foarte multe scene și, așa cum am zis și pe Instagram, a fost singurul film la care am fost în viața mea și la care am văzut mâini ridicate în aer sau oameni aplaudând. Nu, normal, oamenii aplaudă la teatru sau la operă sau nu știu, atunci când dau în fața lor alți oameni, nu atunci când dau un ecran. La filmul ăsta s-a aplaudat și erau oamenii cu mâinile în aer și cântau din palme. Atât cât se putea. Iar pentru mine este ceva extrem de special omul ăsta, solistul formației Queen, Freddie Mercury, pentru că nu am crescut cu el, ascultam Queen încă de când eram în burta mamii și îmi povestea mama că printre primele cuvinte pe care le-am spus atunci când eram copil, un an, ceva așa, când am învățat să vorbesc, era numele lui, Freddie. Și în timp s-a dezvoltat pasiunea către muzica lor, iar pentru mine sunt ceva extrem de special și mi-a plăcut extraordinar filmul și am plecat de acolo încărcată de și de tristețe, dar și de inspirație și îl admir pe omul ăsta, iar astăzi va fi vorba despre oameni pe care îi admir și de la care pot să trag ceva, mai exact o femeie ce al cărei nume l-ați citit în titlu. Dar vreau să spun că îl admir pe Freddie Mercury pentru talent, în primul rând pentru vocea extraordinară pe care o are și pentru geniul muzical sau pe care o avea, mai bine zis, și pentru loialitatea față de sine, de propria persoană, de a spune nu societății și de a-și urma traseul lui și de a face lucrurile exact în felul în care le-a văzut el și așa cum și le-a dorit el, indiferent de ceea ce i-au spus alții. Chiar am văzut foarte multe interviuri și am citit multe chestii despre el și despre formația Queen înainte ca acest film să apară, deci eu sunt de mult cu ei, nu e ceva o nebunie acum că a apărut filmul, și spunea în multe interviuri că nu dă doi bani pe ceea ce gândește lumea despre el. Iar eu admir foarte tare chestia asta, mi se pare extraordinar, mai ales având în vedere trecutul lui. Pe lângă partea asta ar mai fi ceva ce m-a super inspirat săptămâna asta, mai exact am avut o întâlnire pe care am și filmat-o, o parte din ea, și o veți vedea într-un daily vlog viitor. Întâlnire cu o fată foarte apropiată de vârstă mie, un pic mai tânără ca mine, o fată care are un picior amputat și a pierdut un picior în urma unui accident și care are o proteză. Și am stat de vorbă cu ea despre viața ei în general și cum vede lucrurile și cum i-a schimbat evenimentul ăsta viața. Și vreau să vă spun că a fost de un optimism și o putere și un curaj, o forță interioară care m-a animat extraordinar de mult și am plecat de acolo, pe de o parte, cumva cu gura căscată, pentru că mi se părea extraordinar câtă putere are ființa asta și, pe de altă parte, extrem de energică și pusă pe treabă și parcă mai ambițioasă și parcă mai voioasă și hai să facem lucruri acum, că se poate și că vrem și că avem viața asta în față și hai să o trăim la maxim așa cum o trăiește ea. Poate o trăiește mai mult decât ăștia dintre noi care avem două picioare. Veți vedea toată povestea asta în următorul daily vlog, v-am zis, este filmat, trebuie doar să-l editez, să-l pun la punct, dar este ceva super interesant.
Și voiam să o menționez și pe ea că o admir pentru curajul și puterea și forța asta interioară pe care o are. Și acum că v-am prezentat aceste două evenimente foarte intense pentru mine de săptămâna asta, voi trece și la subiectul mai amplu, referindu-mă la cea de-a treia persoană care mă inspiră, pe care o admir, mai exact, Duduia, din titlu, Dita Von Teese. Dita Von Teese, v-am mai vorbit despre ea de anul trecut, cred că tot trâmbițez. După cum știți, influențele ei se resimt în aspectul meu, mai ales. În alte părți nu pot să zic neapărat, cu toate că am învățat niște lucruri interesante de la ea, urmărind-o, nu știu, citind despre ea, ascultând interviuri în care vorbea și recent mergând la show-ul ei. Și odată cu show-ul ei, vă spuneam eu în daily vlog-ul pe care l-am filmat acolo, că aș vrea să schimb poate niște lucruri la mine, să îmbunătățesc niște lucruri și am văzut că prin comentarii au apărut persoane care mi-au cerut să detaliez subiectul și m-am gândit să fac așa un clip în care să vă povestesc ce am învățat eu poate de la ea sau poate erau niște lucruri pe care deja le știam, dar pe care le-am fixat cu ajutorul ei. După cum am zis, este o femeie care pe mine mă inspiră foarte mult și vreau să împărtășesc cu voi inspirația pe care eu am prins-o de la ea, că poate vă inspiră și pe voi sau nu știu, poate efectiv vă face plăcere să mă ascultați trâmbițând despre ea. Ca idee, eu v-am mai vorbit de asta, n-am să insist pe ea, apare și în alte clipuri ale mele, dar asta este cartea ei, lansată nu știu, acum câțiva ani, se găsește în România, o găsiți pe multe site-uri, cred că a fost și la reducere într-un timp. Eu am citit-o din scoarță în scoarță, mi-a plăcut super mult, este ilustrată foarte fain, iar în cartea asta, de principiu, sunt sfaturi de frumusețe. Dar nu sunt în pițele, nu sunt din alea cum să-ți aplici rujul. Sunt și în zona asta, însă trece printr-o mulțime de capitole și vorbește nu doar despre frumusețea exterioară, ci și despre cea interioară. Apar tot felul de interviuri, ilustrații foarte mișto, ți se explică pas cu pas cum poți să obții și să pe anumite capitole și să ai o deschidere mai mare față de ceea ce înseamnă frumusețe. Dita Von Teese este o actriță, este și designer, este în primul rând dansatoare de burlesc. Chestia asta burlesc duce undeva într-o zonă de striptease. Nu știu dacă vă este cunoscut termenul, recunosc că până să dau de ea, nici mie nu mi-era, dar burlescul este un dans ceva mai elegant și presupune multă punere în scenă, mult teatru, decor, poveste. Nu e doar o duduie care se dezbracă de haine și a, uite-o pe asta, hai să-i băgăm niște dolari la chiloți. E o chestie mult mai complexă de atât și vă spuneam că în urma show-ului pe care l-am văzut, am rămas așa, wow, foarte tare, deci chiar foarte tare, mi s-a părut extrem de artistic și de admirabil de mersul și niciun caz nu l-am simțit ca pe ceva vulgar sau nu știu, ceva ce mă duce într-o zonă prea sexuală, prea erotică, sub nicio formă. Trecând de partea asta de burlesc, cea care îi ocupă cea mai mare parte din timp și cea care este activitatea ei principală, show-urile astea, ea s-a orientat în multe alte direcții. A știut să speculeze foarte bine diferența asta sau, nici nu știu cum să-i spun, faptul că este diferită de ceilalți oameni și a făcut un business din asta. Deci pe lângă burlesc, din cunoștințele mele, știu că mai are și o linie de lenjerie. Chiar spunea într-unul din interviuri că întreaga ei activitate, întreaga ei carieră se bazează pe lenjerie. Fie că o poartă, fie că a creat-o și o poartă alte femei, dar lenjeria întotdeauna i-a guvernat sau i-a fost aproape în traseul ei carieristic, ca să zic așa. Pe lângă asta, are o linie de parfumuri. Știu că a scos recent niște mănuși foarte frumoase din alea lungi de piele. Sunt la niște prețuri exorbitante, dar ca idee ele există. A jucat în niște filme și din cunoștințele mele recent a scos și un album pe care mai cântă ea niște chestii. Nu mi se pare că are o voce extraordinară, așa cum nu mi se pare nicio dansatoare extraordinară. Dar punerea în scenă a genului ăstuia de burlesc, categoric a fost ceva revoluționar pentru perioada în care s-a lansat ea. Și chiar spunea că ea a făcut business și a știut să-și construiască o carieră pe baza diferențelor. Adică ea este foarte diferită de restul lumii. Nu s-a încadrat niciodată, a fost o fată și cred că încă este timidă, care nu s-a potrivit neapărat tiparelor sau a ceea ce așteaptă societatea de la noi. Și a știut să speculeze foarte bine chestia asta și să se adreseze acelora care și ei poate nu simt că se încadrează extraordinar de bine. Nu suntem toți acești social butterflies, adică oameni extrovertiți care își fac ușor prieteni, care arată într-un anumit fel și cărora le este simplu și facil să aibă succes în viață. Ea a știut să speculeze foarte, foarte bine treaba asta și dintr-o tipă foarte simplă, după cum veți vedea, că o să inserez aici poză și poze cu ea din trecutul ei, a ajuns ceea ce este astăzi. Spunea iarăși într-un interviu și veți vedea că majoritatea informațiilor pe care vi le voi aduce sunt luate fie din interviuri pe care le-am ascultat, deci sunt spusele ei, fie sunt citite. Nu vorbesc din ce mi-imagine
imaginez eu, ci din ceea ce am auzit de la ea sau citit. Și spunea că ea s-a simțit întotdeauna ca fiind o fată, o copilă așa banală, average, adică nici prea prea, nici foarte foarte, nici prea frumoasă, nici urâtă, cumva ceva extrem, extrem de normal. Spunea că este al doilea copil, mai are încă două surori, o soră mai mare, o soră mai mică. Sora ei mai mare este foarte frumoasă, sora ei mai mică este foarte drăguță, ea era undeva între întotdeauna și s-a simțit ca fiind această adolescentă americană care nu avea nimic special, cu părul ăla blond, ceva tipic, nimic care să iasă în evidență. Mie mi se pare că arată foarte ok, vă zic din pozele astea, adică nu văd absolut nimic greșit la ea, dar ea și-a dorit ceva mai mult. Și imaginați-vă din asta, din fata asta blonduță cu pisturi așa drăguțică, să creezi imaginea asta, este chiar ceva wow. Și aici intervine primul lucru pe care îl admir la ea. Ea susține că frumusețea nu trebuie să fie neapărat naturală. O poți crea. O poți crea artificial dacă vrei și când spun artificial nu mă refer la operații estetice, adică nu la modificări de genul ăsta, nu să te pui sub bisturiu, nu mă refer la cine știe ce tratamente de întinerire, nu mă refer la murit pe banda de alergare în sala de fitness, ci la o frumusețe pe care ți-o poți crea tu acasă. Chiar vorbește de această creație ca artă, așa o descrie și spune că apreciază foarte mult femeile care poate nu au fost înzestrate genetic într-un anumit fel, așa cum și ea se consideră a fi mai puțin înzestrată, dar care totuși reușesc să obțină acest glamour pe care eu nu reușesc să-l traduc în limba română. E un cuvânt dificil, nu știu exact cum să-i spun. Dar zice că s-a inspirat din frumusețile anilor 40, lucrul ei fiind unul foarte de acolo, din epoca de aur a Hollywoodului. Este un lucru pe care îl abordez și eu astăzi și pe care am de gând să-l abordez din ce în ce mai mult, atât cât nu va fi lene și cât voi avea dispoziția să fac asta, că ce am zile în care nu pot. Zicea că fiind copil, se uita cu mama ei la filme din astea vechi, în care vedea toate starletele Hollywoodului din vremurile acelea. Vorbim de femei faimoase ale Hollywoodului de acum, nu știu, 60, 70, poate chiar 80 de ani. Vorbește despre Rita Hayworth și despre Betty Grable, le voi insera eu poze aici. Poate nu vă sunt neapărat cunoscute femeile astea, pentru că în prezent nu prea se mai vorbește despre ele, cu atât mai puțin în România, dar sunt starlete faimoase ale Americii din perioada respectivă, iar filmele lor fac parte exact din epoca asta de aur a Hollywoodului. Și ea vine dintr-un sat din ăsta, undeva sat, nu știu, un orășel mic, preponderent rural, așa, undeva din America, unde vă dați seama, nu exista niciun glamour, nu exista această strălucire pe care și-o durea ea atât de mult. Și se uita la filmele astea vechi cu maică sa, iar în momentul în care a venit ziua asta și a fost pe picioarele sale și a putut să-și creeze imaginea pe care și-a dorit-o, adică atunci când nu mai mergea la școală, nu mai depindea de părinți și a fost ea pe picioarele ei, s-a gândit să se transforme într-o astfel de femeie și a amintit de femeile astea minunate și s-a gândit că ea vrea să fie una dintre ele și și-a creat această frumusețe și s-a transformat din acea rățușcă, cum nu-i plăcea ei, s-a transformat în această femeie glamuroasă, sigură pe sine, cu un look relativ diferit, mai ales pentru perioada aia. Spunea că ea a început să facă show-uri din astea de burlesc undeva pe la începutul anilor 90 și intrase atunci într-un club de striptease. Iar în clubul ăla de striptease a simțit că n-are absolut nimic în comun cu fetele care erau acolo. Că erau blonde toate, probabil că și ea era blondă la vremea respectivă, dar ea nu voia să fie așa. Erau blonde, erau din alea cu niște forme foarte voluptoase, înalte, voluptoase, sâni mari, fund bombat, talie micuță, mă rog, standarde care se regăsesc și astăzi. Foarte bronzate, ea de altfel fiind super palidă și imposibil să se bronzeze, ea are pisturi pe față și practic nu avea absolut nimic în comun cu fetele alea, cu mișcările lor, cu felul în care erau ele, le vedea și foarte dezbrăcate și s-a gândit că ok, eu sunt foarte diferită de fetele astea, hai să exploatez asta în favoarea mea. Și astfel și-a creat imaginea pe care o vedem astăzi, atât de, nu știu, atât de elegantă, atât de misterioasă și atât de diferită de majoritate. Și chiar zicea că la început, când abordase look-ul ăsta și prin hainele pe care le purta, era privită foarte ciudat și a avut parte de mult bullying din ăla, din nou un cuvânt care nu se poate traduce în limba română. Adică au fost foarte mulți oameni care au criticat-o, care au jignit-o, care au insultat-o și așa mai departe. Și totuși a mers în continuare, a mers mai departe cu look-ul ăsta pe care îl abordase pentru că așa se simțea ea bine. Așa a considerat ea că este bine să facă și uite că tocmai asta a propulsat-o și a ajutat-o să devină femeia care este astăzi. Apoi, cel de-al doilea punct prin care Dita reprezintă o inspirație pentru mine și este principalul, am să o recunosc, îl reprezintă stilul ei. Stilul ei cu tot ce înseamnă
vestimentație, cu ce înseamnă părul, cu ce înseamnă machiaj. Dar referindu-mă la vestimentație, Dita, mai mult decât orice altă celebritate mi este cunoscută mie, Dita nu urmează niciun trend. N-ai să o vezi niciodată îmbrăcată după ultima modă sau că și-a cumpărat ultima poșetuță doar pentru că e cool sau că și-a făcut părul într-un anumit fel. Deci pentru ea lucrul este același. De când o știu eu, are exact același look, exact la fel își face părul, exact la fel și are machiajul și se îmbracă exact la fel, în același stil. Că poate s-a sincronizat vreodată cu moda, adică să spunem că, nu știu, în 2006 erau la modă fustele cloș, posibil să fie asta, dar altfel ea nu își schimbă niciodată stilul, rămâne la ceea ce îi place ei și rămâne la clasic, clasicul care nu se demodează niciodată. Deci n-am să o văd pe Dita Von Teese vreodată în, nu știu, pantaloni arme, să zicem, sau habar n-am, în bluze cu paiete cu sclipiciuri, ori nu știu, nici nu știu ce se mai poartă acum, nici eu nu sunt foarte la curent. Creepers din aia, dacă vă amintiți, era o perioadă în care erau la modă bocanci cu o talpă așa foarte groasă. Deci nu, ea rămâne la stilul ei. Și foarte bine face, pentru că uite acum vine și cel de-al treilea punct, tot ce poartă ea este clasic, așa cum am menționat și mai devreme. Iar clasic înseamnă că nu se va demoda niciodată. O vezi tot timpul în fuste cloș, o vezi tot timpul în fuste creion, de regulă lungim din astea midi, adică decente undeva care vin, nu știu, până în zona genunchiului, o vezi purtând cămăși albe și de regulă lucruri foarte simple, imprimeuri clasice, buline, dungi, flori. Nu poartă cine știe ce nebunii, nu o vezi în jeans și de fapt nu cred că am văzut-o niciodată, nici măcar o dată, nu cred că am văzut-o în jeans, poate doar o dată când s-a costumat de un Halloween în jeans. Iar pentru ea chestia asta chiar are sens, chiar face sens, pentru că ea fiind tot timpul atât de glamuroasă, atât de elegantă, chiar și atunci când nu încearcă, fiind tot timpul așa, să o vezi din blugi și chiar zici că, wow, ăsta este un costum pentru ea. Pe când pentru noi, pentru majoritatea, ai senzația că ne-am costumat atunci când ne îmbrăcăm cumva mai elegant. Chiar multe dintre voi îmi spuneți că atunci când încercați să vă îmbrăcați puțin mai elegant, sunt oameni în jurul vostru care vă întreabă, da, unde te duci îmbrăcat așa? Și poate că nu e neapărat ceva deosebit, dar porți o roche și vin oameni care au senzația că te duci la bal sau, nu știu, asta pentru că ne-am foarte des obișnuit în a ne îmbrăca frumos sau în a avea cumva mai multă grijă, în a acorda mai multă atenție felului în care ne îmbrăcăm și e păcat. Vreau să vă zic că atunci când am fost la show-ul ei în Lyon, erau oameni în sală, majoritari erau femei, dar toată lumea era îmbrăcată într-un fel sau altul elegant. Nu cu rochii de gală, de bal, deși am văzut câteva duduițe și îmbrăcate așa, dar lumea se vedea că au depus un minim efort. Iar eu cred că v-am mai spus asta, cred că am mai menționat că mi se pare de bun simț atunci când te duci să vezi un spectacol, o reprezentație, nu știu, te duci la teatru, te duci la operă, mi se pare de bun simț să te pui un minim efort, o cămașă, poate și un pantalon negru, e foarte ok. E o formă de respect, consider eu, față de oamenii aia care s-au pregătit, care au depus un efort acolo pe scenă să vină în fața ta cu un spectacol. Mi se pare respectuos să te îmbraci cât de cât un pic mai altfel decât așa cum o faci de zi cu zi. Dacă tu de zi cu zi ești în blugi și în tricou, hai în momentul în care te duci la o astfel de, nu știu, la o piesă de teatru, la operă și așa mai departe, hai să depui un piculeț mai mult efort cu aspectul tău. În trecut, acum niște zeci de ani, asta era norma. Toată lumea se îmbrăca elegant. Erau femeile, știți că v-am povestit în clipurile mele cu decadele, despre mânușile pe care le purtau, despre pălării, că nu ieșeau din casă fără pălării, costume croite frumos, se punea mult mai mult accent pe croiala hainelor și trebuiau cumva să avantajeze corpul. Cu toate că aveau mai puține haine, nu cădeau dulapurile pe ele așa cum se întâmplă cu noi în ziua de astăzi, erau haine mai puține, croite mai bine și de o calitate mai bună, astfel încât le țineau câte 10, poate chiar 20 de ani dacă încă le încăpeau. Era cu totul alta mentalitatea. În prezent nu ne mai bucurăm de asta și pentru că hainele sunt mult mai scumpe, iar o haină croită ca lumea costă mai mult decât una din H&M sau din Zara. Dar asta vă spuneam, că la ea la show oamenii erau îmbrăcați destul de elegant și mi s-a părut foarte fain cum inspiră și cum ce influență a avut asupra lor, astfel cât au depus acest efort. Poate e vorba și de cultura franceză, nu știu, dar am mai citit lucruri de genul ăsta despre show-urile ei și am văzut că atunci când oamenii se duc să o vadă, se îmbracă într-un anumit fel. Mie mi-ar plăcea foarte mult dacă am vedea din ce în ce mai multe doamne, domnișoare, chiar și domnișoare, domni, depunând puțin mai mult efort cu aspectul lor, cu ceea ce poartă.
sigur, trăim într-o lume liberă, fiecare cum consideră, cum se simte confortabil. Dar, din punctul meu de vedere, ar fi foarte mișto dacă am vedea din ce în ce mai mulți oameni îngrijiți și preocupați și de partea asta. Și nu cred că este ceva superficial. Mi se pare superficial să consideri că aspectul și îngrijirea și atenția pe care o acorzi exteriorului cumva diminuează din ceea ce este în interior sau că ți afectează într-un fel inteligența. Doar că ți-ai făcut părul, că ți-ai dat cu un fart și că te-ai îmbrăcat într-un fel mai frumos, nu înseamnă că ești bătut în cap sau că atâta poți. Da, mă rog, ăsta este un cu totul alt subiect. Revenind însă la cel de-al patrulea punct, la inspirația pe care o am de la Dita, mă voi referi tot la ceea ce înseamnă clasic, numai că de data asta vreau să vorbesc despre machiaj. Așa cum spuneam, pe Dita n-am văzut niciodată cu fard colorat la ochi. Ori fi fost dăți, răruțe, cred eu, dar n-am văzut-o niciodată să poarte alt ruj pe buze decât ăla roșu, n-am văzut-o să poarte la ochi altceva în afară de tușul negru și niște rimel și tenul ăla de porțelan pe care l-are întotdeauna. Din ce știu și-a desenat ea o aluniță undeva pe obraz ceva cu negru, uite, o vedem aici, uite așa, dar în afară de asta, lucrul este ăsta de aici. Și chiar scrie și în carte și spune și ea în multe interviuri că nu o machiază nimeni, nu îi place să fie neapărat machiată de cineva, își face ea singură machiajul, părul și-l face ea singură, se și vopsește singură acasă, brunetul ăla și-l face ea și se simte foarte confortabil și chiar îi place să facă asta, adică nu o face că nu și-ar permite, că slavă Domnului are cu ce, dar se simte ea mult mai bine să-și creeze acea imagine despre care vă spuneam la primul punct. Îi place efectiv, o consideră o artă, creația asta a unei imagini, a te transforma dintr-o rățușcă relativ banală în femeia asta super glamuroasă, pentru ea este ceva fascinant. Mie mi se pare foarte fain și dedicarea asta și loialitatea față de propriul look și de ceea ce îți place ție, să nu te lași mișcat, nu știu, de vânturi, de trenduri, de ceea ce se poartă la momentul respectiv doar pentru că asta se poartă, doar pentru că asta le place celorlalți. Și să rămâi fidel look-ului tău și a ceea ce îți place ție, indiferent de trenduri, mode și așa mai departe. Iar ea, chiar și pe partea asta de machiaj, este întotdeauna la fel, deci nu o știu să fie altfel. Și în carte descrie cum își obține coafiura, e de modă veche, așa își pune bigudiuri tot timpul în păr și în felul ăsta își obține lucrul. Vorbește și despre produse, mă rog, ce folosește ea și uite, dacă vedeți în poza asta, am senzația că periuța aia, pensulica aia de tuș e chiar aia de la Guerlain pe care o folosesc și eu, e foarte similară. Dacă ar fi fost color imaginea, poate mi-aș fi dat seama 100%, dar așa văzând-o alb-negru, după formă, cred că e chiar aia de la Guerlain. Despre care vă tot spun și eu, tușul ăla care este super, super bun. Pentru cel de-al cincilea punct, am să mă refer la cât de feminină este Dita, la stilul ei, care este unul definit de rochii, de fuste, de pantofi cu toc, nu mai vorbim de imaginea asta pe care o are, adică nu e nimic masculin la ea și nu că ar fi ceva rău în a fi masculin și eu am avut o perioadă în care aveam un stil extrem de băiețos și nici nu voiam să aud, v-am mai povestit eu așa prin clipuri, dar ea, de când o știu, este constant la fel, tot timpul o vezi în rochii sau în fuste, răruț de tot apare în pantaloni și în general e cocoțată pe tocuri și apreciez asta pentru că știu că nu o face neapărat, nu poartă tocurile alea neapărat ca să pară mai slabă, că știi, în momentul în care te urci pe tocuri ai pierdut 5 kg așa. Să pară mai slabă, să pară mai înaltă sau ca să meargă nu știu cum cu ținuta. O face și pentru postură și pentru ținuta ei. Căci în momentul în care calci pe un pantof cu toc, altfel ți se așează corpul, altfel te miști, ai cu totul alte mișcări. Și asta cred că oricum vine în timp, căci, mă rog, pentru o copilă care abia se încalță într-un pantof cu toc, nu te poți aștepta să calce ca o doamnă. Sigur că va calca, evident, ca o rață inițial, dar pe măsură ce experimentezi și corpul se obișnuiește, dacă îți dorește asta, bine, dacă te simți confortabil, ți se schimbă postura. Și eu văd asta la mine, purtând tocuri. Am zile în care, oricât mi-ar plăcea mie de Dita glamourul și așa mai departe, am zile în care sunt efectiv în blugi sau în pantalon de piele cu un tricou pe mine și sunt șleampătă și nu mi-arde de nimic și sunt în Adidas și poate și nespălată pe cap și lăsați-mă pace, nu mi-arde de niciun glamour, de nicio dietă, nimic. E, în zilele alea, analizându-mi comportamentul și chiar și asta cum calc, e o diferență imensă. Dacă atunci când am un pantof cu toc delicat așa, știi, pac, uite așa, exact asta este mișcarea piciorului și parcă altfel mi se unduiesc șoldurile și altfel țin capul și bărbia paralel cu podeaua, atunci când sunt șleampătă, cum vă spuneam, și nu știu, poate sunt încălțată în tenis sau în Adidas, uite așa fac picioarele, uite așa, le arunc, parcă nici nu sunt atentă, cum calc, cum mă porc, n-am nicio treabă, pentru, mă rog, asta este ritmul în care trăim astăzi și nu ne bucurăm cu toții de stilul de viață al Ditei, nu trăim așa înconjurați de lux, să-i spun, nu știu cum, e ea, mă rog, are un stil de viață care nu e tocmai accesibil pentru toată lumea.
Cu toate că nu toți ne bucurăm de asta, cred că ar fi interesant dacă am putea face un efort în zona asta și am fi un pic mai atenți, nu doar cu felul în care arătăm, ci și cu felul în care ne mișcăm. Iar eu apreciez asta la ea, că nu poartă tocurile neapărat ca să creeze o imagine, dar le poartă și pentru ținută, pentru postură, pentru felul în care se prezintă în fața lumii. Eu am văzut-o și am analizat foarte mult mișcările și chiar și atunci când vă spuneam eu că am întâlnit-o în afara spectacolului, când am văzut-o pentru câteva secunde de a trecut pe lângă mine, am fost atentă la felul în care se mișcă și era la fel de grațioasă, la fel de elegantă, nu era altă persoană, era exact la fel. Asta mi se pare foarte tare și de apreciat la ea. Pe lângă, bineînțeles, stilul ăla minunat pe care îl are atât de feminin. Uitați-vă, de exemplu, la imaginea asta. Asta este atât de simplă, atât de banală, dar asta înseamnă pentru ea casual, o rochie și niște balerini. Atât. Și pentru ea, chiar și în zilele în care n-are chef, chiar și în zilele în care e șleampătă, așa cum spuneam de mine, cu blugii, cu tricou, cu Adidas și așa mai departe, pentru ea asta înseamnă șleampăt. Sau, mă rog, zile din alea în care efectiv nu-i arde. Și asta pentru că la ea în garderobă sunt numai lucruri de genul ăsta, croite bine, foarte simple, dar care o fac să arate minunat chiar și atunci când nu își propune. Căci n-ai să găsești acolo hanorace, n-ai să găsești pantaloni de training. De fapt, o văzusem în niște poze, știu că face pilates, are grijă de ea, de corpul ei. O văzusem în niște poze când ieșea de la sala de fitness sau când chiar era pe bandă, nu mai știu. Oricum, făcea efort. E, chiar și atunci, cu toate că era îmbrăcată cu niște colanți, mă rog, și un tricou, ceva super, super simplu, chiar și atunci avea rujul ăla roșu pe buze. Și știu că sunt discuții multe că n-ar trebui să duci machiată la sala de sport, corect, adevărat, nu sunt contra ideii, dar mă uitam la ea și se părea, uite-vă că ea este atât de fidelă lucrului ăstuia pe care îl are, încât chiar și acolo, chiar și atunci când este la sala de sport, nu se dezice de la ceea ce îi place și de la ceea ce o reprezintă. Și bravo ei, mi se pare foarte mișto chestia asta. O altă schemă care mă inspiră pe mine cu privire la Dita constă în lenjeria intimă. Așa cum vă spuneam, ea are propria linie de lenjerie intimă, sunt și niște shooting-uri foarte interesante, am să inserez iarăși poze pe aici, pe care le face. De asemenea, ea promovează și diversitatea în ceea ce privește, nu știu, culoarea pielii, forma corpului, înălțime, etnie și așa mai departe, ceea ce iarăși bravo ei. Dar asta cu lenjeria intimă mi se pare foarte interesantă, căci așa cum am spus, ea a făcut o carieră atât din a se dezbrăca, cât și din ceea ce înseamnă crearea lenjeriei intime. Și spunea ea într-un interviu că ar trebui să porți lenjerie intimă frumoasă, care te face să te simți bine pe tine însăți, chiar și atunci când nu te vede nimeni, chiar și atunci când știi categoric, nu se dezbrace nimeni, nu se știe nimeni ce ai tu pe dedesubt. Dar fundația este foarte importantă în starea ta de bine și contribuie la încrederea pe care o ai în tine pe parcursul zilei respective sau, mă rog, când porți tu lenjeria asta. Și am eu așa o senzație că dacă o dezbraci, sigur, sigur nu o găsești în chiloți din aia tetra sau, mă rog, nu știu ce dubioșenii. Ea pune accent pe treaba asta și spunea într-un interviu că ar trebui să o porți zilnic, astfel încât în momentul în care ajunge cineva să vadă într-adevăr ce ai pe dedesubt, în momentul în care te dezbracă cineva sau, mă rog, ești în dormitor cu un el sau cu ea, în momentul ăla să fie ceva perfect normal pentru tine. Adică să nu te prezinți în fața ei sau în fața lui ca fiind, oh, uite, am pus asta pentru tine, oh, și să fie așa, știi? Cumva să fii cumva ridicolă și te simți și tu neconfortabil sau poate nesigură pe tine. Și să pară ca și când este ceva perfect natural și să fie ceva perfect natural pentru că tu purtând aia zi de zi o să fii la modul de... Ce? Așa sunt eu. Așa sunt eu în fiecare zi. Tu bucură-te că ai ocazia să mă vezi în felul ăsta. Mi s-a părut super interesantă perspectiva, că știu, pentru majoritatea, dimineața când te trezești, doamne, ești un sutien acolo, verde, un kilot albastru, asta e, pleci și treci mai departe de drum. Dar ea insistă pe chestia asta și spune că e bine să o faci zi de zi, pentru starea ta de bine și pentru că devine ceva normal. Ți intră în sânge, iar în momentul în care se întâmplă să vadă și altcineva ceea ce ai pe dedesubt, e ceva perfect natural și ești fabuloasă așa de la sine, by default. Și în general vorbește că tot ceea ce înseamnă partea asta de seducție, e bine să fie ceva perfect natural. Să păstrezi o anumită doză de mister, să nu te oferi așa pe tavă cu totul, uite-mă, asta sunt, să știi totul despre mine. Și iarăși am auzit o chestie foarte interesantă spusă de ea în cadrul unui interviu. Vorbea de momentul în care ieși dintr-o relație, în care te desparți de cineva și de felul în care ieși din acea relație, cum îți faci ieșirea, how you exit. Și spunea că chiar și în momente de genul ăsta, indiferent de cât de
cât de mult ar durea, cât de sfărâmat ar fi inima ta, cât de, nu știu, cât de mult ai suferi, să-ți păstrezi demnitatea și capul sus și să te menții zdravănă și decentă. Adică fără istericale, fără stocăreală din aia pe Facebook, fără să te duci să-i spargi geamurile, fără să-i desumfli cauciucurile, fără să urmărești pe gagică sa. Nu, să-ți păstrezi demnitatea și eleganța, dacă vrei, chiar și atunci când ieși dintr-o relație. Mi s-a părut extrem de interesant, că pentru majoritatea atunci când ceva se termină, te doare, dacă se termină urât, e foarte posibil să refuleci și să faci nasoale. Mi s-a părut foarte interesant că a găsit potrivit să vorbească despre asta atunci când povestea despre seducție, că ăsta era subiectul, vorbea ea de lingerie și apoi a adus în discuție și chestia asta. Foarte mișto, mi se pare o femeie foarte interesantă din multe puncte de vedere. Și într-un alt interviu, o altă chestie care mi s-a părut foarte inspirațională, mă lovesc chiar și de cuvântul ăsta, vorbea despre bărbații din viața ei, mai ales bărbații tineri, cu care a avut o relație cândva, care i-au cerut să fie într-un anumit fel și descria iarăși un moment din ăsta mai intim, în care unul dintre iubiții ei i-a cerut să se costumeze într-un anumit fel pentru, mă rog, relația sexuală pe care o aveau ei atunci, cumva se costumeze ca o școlăriță. Și spunea că s-a simțit extrem de inconfortabilă cu rugămintea asta și că este ceva ce n-ar face niciodată, pentru că ea nu se simte bine așa, nu e ea, nu s-ar simți încrezătoare în propria persoană, astfel încât a refuzat să facă chestia asta și, în general, a stat departe de bărbații care i-au cerut să fie într-un fel cum ea nu e. Tădea iarăși un exemplu despre un bărbat care i-a zis că vrea să o vadă mai mult naturală, așa cum ea, și că să nu se mai vopsească și să abordeze un lucru din ăsta mai natural. Și a spus că nu poate să facă așa ceva pentru că ar însemna să se trădeze pe sine. Și pentru ea este mai important confortul și glamurul ăsta chiar și artificial creat de ea decât ceea ce își dorește un bărbat. Mi s-a părut foarte mișto, pentru că știu că majoritatea avem tendința de a pleca urechea și de a ne pune pe noi pe plan secund pentru ceea ce vrea, nu știu, iubitul, soțul și așa mai departe. Poate lui nu-i place cum îți stă în roșu, nu mai porți roșu ca să-i faci lui pe plac. Ea zice nu, chestia asta. Foarte bine, foarte bine punctat, și cu toate că nu pledez pentru încăpățânare și să fii așa catâr și că numai tu ai dreptate, dar pe de altă parte mi se pare că trebuie să rămâi fidel la ceea ce-ți place ție și să fii așa cum ești tu. Mie îmi place foarte mult lucrul ăsta pe care îl am acum. Sigur, nu o să rămân la el toată viața și v-am zis, am și zile în care sunt cea mai șleampătă, cea mai boschetară, nici ruși, nici nic pe față, nici păr, îmi fac un coculete din ăla imens aici, isteric, și foarte probabil să ies din casă, în caz că vă era dor de ăștia, foarte probabil să ies din casă îmbrăcată în pijamale, de multe ori mă duc până la mega așa. Și asta sunt, dar pentru ea, care are un anumit look, un anumit stil și se simte confortabil într-un anumit fel, pot să înțeleg de ce respinge orice, nu știu, bărbat care încearcă să o modeleze după propriul plac. Adică ori mă accepte așa cum sunt, ori dacă nu, asta e. Pentru ea, sigur, are balta mult, mult pește. Și ar mai fi un punct, cred că ăsta este ultimul, ca să vină așa cumva în legătură cu seducția, cu lingeria și să le lege, să le închege bine de tot. Vorbea ea despre ceea ce consideră a fi sexy, ce înțelege ea prin a fi sexy. Și chiar văzusem aici, am să inserez un citat, sper că e la bun și că nu bat câmpii. Zisese că sexy nu înseamnă să ai un anumit număr de kilograme, să ai o anumită conformație, să arăți într-un anumit fel, să ai piele albă, să fii înaltă, să fii slabă, să fii cu ochii albaștri, blondă și așa mai departe. Să urmezi idealul ăla care se tot bagă pe gât astăzi, care ne tot este forțat, super voluptoasă, blondă, ochii albaștri, înaltă, Victoria Secret cu forme, nu știu cum, Kardashian, nasul micuț, pomeții ridicați, ochii mari și așa mai departe. Sexy nu înseamnă asta, adică nu trebuie să te încadrezi într-un anumit standard. Oricine poate fi sexy, că ai 90 de kilograme, că ai 45 de kilograme, că ai 1,80 m, că ai 1,45 m, treaba ta. Sexy este o stare de interioară, în momentul în care ajungi să faci pace cu tine și ești confortabilă cu felul în care ești tu. Și sexy pune egal între ceea ce înseamnă sexy și încredere în tine. În momentul în care ești încrezătoare, ai acea confidence, în momentul în care ești confident, atunci poți spune cu adevărat că ești sexy. Mi se pare o gândire foarte sănătoasă. Nici eu nu cred că sexy presupune un anumit aspect, ci cred că e mai mult o chestie de aici. În momentul în care ești confortabilă cu tine și încrezătoare în propria putere, cred că abia atunci emane acel sex appeal și ești într-adevăr sexy. N-are legătură nici cu o fustă scurtă, nici cu picioarele care sunt, nu știu, mai lungi sau mai scurte, nici cu decolteul, nici cu orice altceva. Cred că ceea ce putem noi să facem de la noi este să ne simțim confortabile, și mă refer îndeoseb la fete și la femei, să ne simțim confortabile cu felul în care suntem, chiar dacă nu atingem un anumit standard de frumusețe pe care
Evita, vedeți și voi categoric, asta este o femeie care a vrut să se schimbe complet de la duduia aia blondă cu pistrui care n-are nicio treabă cu imaginea pe care o vezi azi. Deci punând pozele una lângă cealaltă, n-au nicio legătură, zici că e cu totul alt om și poate pentru că e într-adevăr alt om. Și ceea ce nu v-am spus este că Dita are 46 de ani. 46 de ani și arată în felul ăsta. Eu am văzut-o și de aproape și e extraordinar. Nu știu dacă a avut operații estetice făcute, din spusele ei nu. Deci nu e contra, dar din câte știu eu, din câte cunosc eu, nu a avut. Însă are foarte mare grijă de ea, de felul în care arată, are grijă ce mănâncă, se mișcă, de produsele pe care și le pune pe față, are grijă să doarmă suficient, are foarte, foarte multă grijă de ea, ceea ce până la urmă e normal, având în vedere că imaginea este cea care îi aduce totuși pâinea pe masă. Ca să mă exprim așa. Și mi se pare de apreciat la 46 de ani să arăți în felul ăsta. Sigur că e mult mai ușor în momentul în care ai contul ei bancar și nu ai copii și, nu știu, părinți bolnavi sau alte griji, nenorociri pe cap. Ea a avut într-adevăr o șansă în viață. Dar chiar și așa, la 46 de ani, părerea mea este că a făcut o treabă nemaipomenit de bună în ceea ce înseamnă aspectul ei și felul în care se întreține. Și eu de asta o apreciez. Astea au fost câteva dintre punctele pe care am vrut să le menționez. Mai sunt multe, bineînțeles, dar uite, un altul ar fi pasiunea pentru vintage, că și ea spunea că nu avea bani când era acolo în orășelul ăla unde a crescut. Spunea că nu avea niciun caz bani ca să-și cumpere hainele moderne ale vremii. Astfel încât se ducea în second hand-uri și acolo în second hand-uri i s-a dezvoltat pasiunea asta pentru vintage și un stil vechi. Și uite așa, colecționează de mai bine de 20 de ani încoace piese vintage. Se duce pe la tot felul de târguri de vechituri și casa ei este încărcată de antichități, colecționează porțelanuri chinezești, era zic chinezești, porțelanuri chinezești, haine, bijuterii, multe, multe, multe articole vintage. Deci e foarte pe stilul meu așa, cu toate că nu cred că m-aș simți vreodată confortabil să fac ce face ea. Nu aș putea să mă dezbrac așa în fața oamenilor și să fiu minunată și să dansez, să mă mișc. Nu este pentru mine, dar pot să admir ceea ce este ea, imaginea pe care a creat-o, principiile pe care le are și în general îmi insuflu așa mai multă dorință spre feminitate, spre eleganță, spre grație, spre a ține capul sus și a rămâne demnă și decentă în orice situație. Eu zic că asta este de apreciat și asta încerc să vă insuflu și vouă și sper că v-a plăcut clipulețul de astăzi cu cele trei persoane, mai mult cea de-a treia pe care am vrut să vi le prezint. Următoarea va fi săptămâna ce vine și vă promit că va fi un clip foarte, foarte interesant, daily vlogul ăla, sper să vă placă, am emoții cu el, dar sper să vă placă. Bun, dacă v-a plăcut ăsta, știți voi ce aveți de făcut, un like, un comentariu, un share acolo dacă vreți să vă și abonați. Eu, buclele mele și botoșii mei se bucură. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, ca de obicei impresiile voastre sunt așteptate în comentarii. Seara sau zi minunată să aveți și abia aștept să ne vedem și data viitoare. Pupici! Mua! Pa!